Bogdan Tănasă, fondatorul Asociației Casa Share, a construit în ultimii 5 ani 30 de case, cele mai multe pentru copiii care provin din familii sărace. Făcând o socoteală, sunt aproximativ 300 de copii cărora le-a schimbat viața. Printre copiii pe care i-a ajutat și care îl consideră un supererou, se numără Roxana, fetița care visa să mănânce carne cu piure, Mario, băiețelul care suferă de boala oaselor de sticlă, sau Andreea, fata cea mare a Emanuelei, femeia care crește singură 9 copii. Atunci când v-ați cunoscut dumneavoastră cu Bogdan, aveați 9 copii în grijă, stăteați da. 10 ei. Cum locuiați? În ce condiții locuiați atunci? Era o casă ridicată, adică din chirpici făcută, nefinalizată, din lipsă de posibilități foarte mari. Și erau greu condițiile, n-aveam decât o cameră și un hol aproape făcut, ca să putem noi sta în bătăria unde aveam soba, plită, ce aveam acolo. Și vă dați seama că era greu, dificil. V-a cunoscut Bogdan, v-ați întâlnit cu Bogdan, v-a venit el la dumneavoastră acasă și v-a dat vestea cea mare că vă construiește o casă de la zero. Deci vă dați seama că când am auzit cu toții, inclusiv și eu și copiii, așa am început să plâng. Zic, Doamne, cum alți niște oameni străini să vină ca să poată să ne ajute pe noi, să ne facă casă. Atunci când când am stat noi de vorbă în decembrie 2018, în urma reportajului Europa FM la care ați participat, ați primit o văcuță de lapte. Da, făcuță, vă spun sincer, este alimentația proprie în casă. Deci mă suntem foarte mulțumiți de ea. Mi-a făcut un vițel primul an când mi l-a adus, apoi am al doilea vițel și acum trebuie să fie mămică iară. Cât m-a ajutat tata meu că cât a trăit, așa acum a rămas Bogdan în locul lui tatăl meu. Și vă dați seama că îi mulțumim din suflet, că datorită lui avem și băcuța, datorită lui mi-am făcut și gospodăria poate mai dezvoltată, printre care cresc și porci și păsări și băcuță, vițel, deci am foarte multe pe lângă curte, datorită lui, deci și pentru noi purtăm un respect. Cum ai suferit peste 30 de fracturi, cea mai recentă când a fost? Acum 3 luni. Da, acum 3 luni. Și cum s-a întâmplat? Că am vrut să merg în spatele căruțului și am alunecat și am căzut în genunchi. Când în vedere boala ta, Mario, tu trebuie să urmezi un tratament pentru întărirea oaselor. Da. Când ne-am întâlnit noi în decembrie 2018, făceai acest tratament la București. Adică tratamentul respectiv putea fi realizat doar la București sau la Târgu Mureș. Înainte să particip la campania Urmează-ți visul, cel care te-a ajutat pe tine cu transportul până la București și înapoi era Bogdan Tănase. Da. Din fericire, în urma reportajului Europa FM, acest tratament se poate realiza acum și la Iași, adică doar la câțiva kilometri distanță de casă. Și tu și ceilalți copii din zonă care suferă de această boală, nu mai sunteți nevoiți să mai ajungeți până la București ca să urmați acest tratament, puteți să-l faceți la Iași. Totuși, înțeleg că există și o veste proastă, acest tratament nu se mai găsește. Așa este. Așa este, de asta și doamna doctor de la București o hotărât să facem o pauză de un an de zile, să vedem cum se comportă, cum dacă crește sau rămâne pe loc densitatea osoasă. Dar, din păcate, el dacă mai a avut o fractură, nu cred că iese bine. Cât de important e acest tratament pentru Mario? E foarte important, pentru că depinde de tratamentul ăsta. Alt tratament nu există și ne agățăm și noi de singura variantă pentru întărirea oaselor. Altfel, fără medicamentul ăsta, nici nu știu săracul nici la câta fractură era.
Așa, eu zic că e mult mai bine față de înainte, din anii trecuți. S-a cunoscut, eu zic că s-a cunoscut la, cu tratamentul acesta. El cât timp a apucat să facă tratamentul? Cam 3 ani. Și spuneți dumneavoastră că s-au văzut? Da, da, s-au văzut pentru că făceam densiometrie osoasă. O dată la 8 luni și deja se mira și doamna doctor, foarte bine evoluează. Crește densitatea osoasă de la medicament, de la perfuziile astea. Și acum spuneți că el, practic, Mario, nu mai urmează niciun tratament? Nu, doar ce-i dau eu acasă. Vigantolete, calciu, asta pentru, tot pentru întăria oaselor, dar nu prea aș fac efectul. Mario, cu ce te ajută pe tine de obicei, Bogdan? Păi cu transport, cu cadouri. Da. Ce cadouri ți-a făcut ultima dată? Păi un binoclu. Un binoclu? Binoclu? Da. Pentru ce? Ulciuri tot timpul aduce. Pentru ce îți doreai, Mario, un binoclu? Să observ lucrurile mai aproape. Și Bogdan, de unde ai știut el că îți dorești un binoclu? Nu știu, că nu i-am spus. Serios, de unde? Trebuie să fii știu de undeva. Nu știu, nu. Nu i-ai spus tu, Mario? Nu. Și chiar asta îți doreai sau a fost așa un cadou? Da. Chiar îți doreai? Da. Dar noi luasem cadou înainte, luasem un binoclu, nu era așa de performant, nu era, era mai mititel, mai... Când am văzut binoclul de la domn Bogdan, a fost foarte încântat. Wow, vede mult mai bine, vede de la șosea. El așa spunea. Uite, la păsări, la... Urmărești că noi avem aici pe stâlp un cuib de berze. Și apoi urmărește el cu binoclu tot timpul. Doamna Cristina, Bogdan Tănasă a văzut povestea dumneavoastră pe Facebook și a hotărât să vă construiască o casă de la zero. Dumneavoastră, da. Înainte să vă cunoască Bogdan, locuiați împreună cu soțul bolnav și cei 5 copii, deci 7 inși, în 2 cămăruțe care stăteau să cadă. Așa v-a găsit pe dumneavoastră Bogdan și a hotărât să vă construiască o casă nouă. Da. Cu baie, cu apă caldă, căldură, adică tot ce vă lipsea în casa veche. Da. Cum este Roxana în casa ta nouă? Bine. Ai camera ta? Da. Și ce ai acolo în camera ta? Televizor. Birou, masă unde să stai. Ai și un birou la tine în cameră? Da. Și ce faci la birou acolo? Îmi fac temele, scriu. Îți place la baie, în baia nouă? Da. Ce îți place cel mai mult acolo? Dușul. Dumneavoastră ați primit, atunci când ați fost la București, în campania Urmează-ți visul, ați primit din partea Dedeman, partenerii noștri în campania Urmează-ți visul, mobilă pentru casa nouă. Ați primit paturi supraetajate, saltele, aragaz, cotă, televizor. Da. Vă sunt de folos? Da. Roxana, știu că Bogdan are și un premiu pentru copiii care învață foarte bine și care merg la școală. Premiul pe care îl oferă el acestor copii este faptul că merg în tabără. Ai fost vreodată în tabără cu Bogdan? Da. Unde ai fost în tabără? La Brașov. Dacă ar fi să îi transmiteți ceva lui Bogdan, ce i-ați spune? Ce să zic? E un om bun, cu sufletul bun. Mulțumim din suflet tot ce a făcut pentru noi.
Sunt conștientă că s-a făcut casa pentru copii. Când ne-am întâlnit noi în decembrie 2018 și am stat de vorbă prima dată, tu aveai construită deja în 3 ani de zile de când te apucasei de proiectul Casa Share 24 de case, dacă le punem la socoteală pe toate. Așa pentru este. Că tu le împarți, nu știu, ai oficial câte case ai construit? Da, oficial? Sunt 30 de case, sunt 25 pentru copii și 5 pentru bătrâni. Alea pentru bătrâni nu le-am mai pus la socoteală pentru că avem noi grijă de ei. De ce au fiecare, sunt numerotate? Pentru că sunt oameni care vor să ajute acea familie respectivă sau atașa mai mult de acei copii. Și știu, la Casa Share 15 sau la Casa Share 7, unde ați fost și voi, sunt 9 copii și acolo vreau să ajut. Am văzut și pe pagina ta de Facebook că zilele trecute ai redat vederea unui om la propriu. Da, sunt încă marcat de lucrul ăsta, crede-mă. Cum ai reușit în plină pandemie? Mă gândesc că e cu atât mai... Deci, crede-mă, m-am dus să facem podețul la casa respectivă unde suntem acum și unul dintre șoferi nu era și a trebuit eu să-i aștept pe băieți, iau să-i duc înapoi la casele lor. Și cât stăteam și așteptam și băieții lucrau acolo, mi-am adus aminte că asistenta socială de acolo din sat mi-a expus cazul ăsta și am zis, cum să fie așa ceva? Cum să existe un om care nu vede și să stea așa, să zacă într-o casă cu stuf? Nici măcar acoperiș cu tablă n-avea? Nu cred că e posibil. Haideți să văd și eu. V-am spus, mă duc să văd cine este acea persoană. Și am ajuns acolo orb. Nu vedea. Cataractă matură, am înțeles de la domnul doctor că așa se cheamă, nu agravantă, cataractă matură, și nu vedea nici cu un ochi, nici cu altul. Și ce să facem? Am făcut apel la prietenii mei pe Facebook și unul dintre ei are o clinică privată. Fugi repede pe la controle, chiar dacă era duminică, credeți-mă, m-am sacrificat duminica, am vorbit cu soția și sâmbătă și duminică am fost cu el la controle. Nu, sâmbătă am fost la control și vineri, iar duminică am făcut testul COVID. Mi-am rugat altă prieten care are laborator și face teste COVID, te rog frumos, haideți să ajutăm omul ăsta. Și luni l-am operat. Da, luni l-am operat și marți ne-am dus din nou, deci am avut 4 zile consecutive în care a trebuit să mă duc, cred că am avut vreo 600 de kilometri dus întors. Dar marți am postat un filmuleț cum mă bucuram eu de bucuria lui. Nici pandemia nu te ține pe loc, așa cum vorbeai mai devreme, ridici casa numărul 25 oficial. 3. Da. Pentru cine construiești această casă? O familie cu 4 copii, trăiesc într-un apartament cu 2 camere, 8 persoane, cu bunica, cu unchiul cu probleme cu alcoolul și așa mai departe. Este, n-au apă, n-au nimic. Într-un apartament, 2 camere, 8 persoane, între care 4 copii. Da, e greu. Aceste cazuri le știm cu toții. Există peste tot aceste cazuri. Toți avem, vedem un astfel de caz. Oricât de am trăit noi în bula noastră, auzim și le vedem. Ajung și cazul lor la noi. E o poveste și aici, nu știu dacă mai ai timp să o asculți. Unde construim casa, niște oameni au luat exemplu nostru, al meu și al fraților mei. Noi ne-am donat casa părintească și am construit 2 case. Casa părintească am renovat-o și o dăm la o mamă cu 5 copii, iar în grădină unde aveam eu via, am făcut o casă de la zero, o casă specială, echipată pentru un copil cu probleme, cu un căruț cu rotile, are atrofie musculară, este foarte, foarte greu pentru acest copil. Și frații lui trăiau într-un ghetou și nu aveam unde să-i facem casă, nu aveam, nu ne dădea nimeni o bucată de teren să putem să-i facem casă acelui copil. Și nu putea trăi acolo, nu avea apă, nu avea niciunele nu avea. Și săracul mai avea și boala asta și e țintuit într-un scaun cu rotie. Și am vorbit cu frații mei, am zis, băi, casa noastră părintească, nu stă nimeni în ea. Zace casa acolo, se distruge. Aveam un băiat de la casa de copii care stătea acolo, pentru că
s-a aciuat pe lângă tata, tata a decedat și ea stă acolo de șapte, stătea de 7 ani. Dar nu, săracul nu putea să renoveze casa. Așa am zis, băi, nu să se bucure mai multe suflete de pământul nostru, al lui tata, casa părintească. Ne-am dus, am semnat toți la notar și am donat terenul ca să putem să facem. Ei, lucrul acesta eu l-am făcut public pentru că câteodată sunt certat de unii prieteni să spun așa, vai, că dai prea multe exemple, că pui prea multe poze pe casa share. Și crede-mă, puterea exemplului a funcționat pentru că ne-a sunat cineva după 6 luni de zile și au văzut ce am făcut noi și au zis, băi, suntem și noi 4 frați, avem un teren undeva la Vlădeni, într-o comună lângă Iași, părinții noștri nu mai sunt, nu mai stă nimeni acolo și vrem să-l donăm. Ei, uite, acum facem casa pe acel teren donat. Da, ai fost un exemplu pentru noi toți, chiar și la începutul pandemiei. Eu mi-aduc aminte că te-am văzut pe la știri, când toată lumea era speriată de virusul ăsta și toți căutam să stăm cât mai izolați. Tu erai pe baricade, în linia întâi, să zic așa, te-ai gândit să strângi donații pentru un aparat de testare COVID care costă 55.000 de euro. Așa ai reușit să faci asta, ai donat aparatul Spitalului de Boli Infecțioase de la Iași. De ce așa ai asta? De ce n-ai ales să stai lângă familia ta liniștit, izolat și te-ai dus să rezolvi această problemă? M-am dus să văd despre ce este vorba chiar la sursă, pentru că așa fac dintotdeauna, v-am mai și spus. Mă duc și văd acel caz pe cine ajut. Ei, m-am dus frumos, mi-am pus mască, repede să vedem de ce este nevoie. Am făcut o întrunire la nivel județean, în care am luat cu toții, eu am spus ce aveți nevoie, noi să știm cu ce vă ajutăm, medicii, am fost prezent medici. Păi noi facem acum 55 de teste la toată Moldova. Poftim? Câte teste? 55 de teste. Păi și cum îi separăm noi pe oamenii bolnavi? Păi nu știu, există niște aparate, niște... Există, dar noi nu avem. Că noi facem cu pipeta acum. Ok. Și dă-i. Telefon. Acolo, pe acolo, până în Anglia, prin Lituania, prin, până la urmă am ajuns în Coreea. În Coreea. Da, o firmă din Iași care avea toate la mână să le importăm și uite așa am ajuns să aducem aparatul înaintea la toți, foarte repede atunci. Au rămas toți uimiți și tot prin noi s-au mai adus încă 21 de aparate în toată țara. Dar cum a fost și tine în perioada aia? Că nu cred că ți-a fost ușor treia să stai izolat de familia ta. Vrei să pui punctul pe ei acolo, să mi-aduc aminte, nu? Da, păi duc, îți explicam că să-mi convinc soția și am început să plec pe la spital, pe la peste tot, în toate spitalele, să vorbești cu medici, pe la DSP, peste tot. Seara ajungeam acasă, da, noi stăm la bloc. Am hainele în sac, în fața liftului, nu era confortabil să te dezbraci de tot, în sac, du-le pe balcon. Am făcut așa 2 zile și am zis, m-am speriat a doua zi noaptea, a venit copilul mare, Luca, a venit lângă mine, el doarme separat. Dar în seara a vrut eu să îl strângă în brațe pe tati. Și m-am trezit cu el lângă mine, atunci mi-am făcut bagajul, am plecat la casa părintească, unde v-am spus că am donat-o și acolo m-am instalat, nici n-aveam pat. Mi-am pus o saltea și 45 de zile acolo am stat. Știu că în fiecare casă pe care o construiești tu pentru copii, pentru familiile cu copii, există și un birou pentru lecții. Da. E foarte important ca acești copii să meargă la școală. Știu de la tine de treaba asta și tocmai de aceea, în decembrie 2018, când ne-am văzut noi, visul tău era să construiești un centru de zi pentru copii nevoiași. Știu că îți lipseau fondurile pentru ridicarea acestui centru. În campania Urmează visul Europa FM a făcut apel atunci către ascultători să direcționeze asociației Casa Share 20% din impozitul pe profit. Chiar și Europa FM a făcut acest gest. A fost de ajutor acest apel pe care l-am făcut atunci?
Să știi că aveți un segment de piață de ascultători. Eu sunt Europa FM de 10 ani. Deci înainte de a începe proiectul Casa Share sunt ascultător Europa FM. Și acel segment de piață de ascultătorii voștri, foarte, foarte oameni, businessmen care chiar m-au sunat foarte multă lume după acel interviu de la voi. Foarte multă lume, chiar incredibil de mulți oameni și drept dovadă, cum ați dat și voi exemplu, începem săptămâna viitoare, începem să săpăm fundația pentru acel centru de zi. Acești copii, și sunt o parte dintre ei, care proprii părinți, când vin de la școală, îi pun la munca câmpului, îi pun la păzit vacile. Nu le dau apă, nu le dau mâncare. Proprii părinți, inconștienți. Eu vreau să opresc asta. Nu am cum să-i schimb pe părinți. Eu trebuie să-i schimb pe acești copii. Trebuie să-i iau de la școală, să nu-i mai las să meargă pe câmp, da? La munca câmpului, și să-i educăm. Pentru că nu știi ce scoți din acel copil. Și unde? Trebuie să facem acele after school-uri, da? Și asta o să fac acum. Pentru 70 de copii, o parte din copii o să fie ai noștri de la Casa Share, dar o să fie și copii cu probleme financiare din sat. Ce vor face copiii acolo la ce? La 12 vin, le dăm o masă, catering, că nu avem voie noi să facem mâncare. O să le dăm catering, o să le dăm o masă caldă și multă educație. O să avem educatori plătiți și foarte, foarte mulți voluntari. Pe această cale poate o să aveți ascultători din Iași care o să vrea să vină să facă voluntariat cu acești copii. Pe engleză, să-și facă temele. Noi o să facem și niște meserii. O să facem meserii. Să învățăm să fetele să brodeze, băieții un aparat de sudat. Ceva... Nu suntem școală profesională, dar să le induci copiilor ideea de a munci de mic este foarte important. Da? Este foarte important. Și până seara o să stea acolo în centru de zi până la 5-6 seara, activități culturale, dans și așa mai departe. Câți bani a fost nevoie să strângi pentru ridicarea? 250.000 de euro este valoarea proiectului. Nu avem pe toți, dar eu sunt încrezător că cum a făcut atâtea case, nu există să nu facem pentru educație. Deci nu există, vă garantez că îl facem. Îl facem 100%, e mai greu cu primul centru pe care vrem să-l facem. Nu vrem, o să-l facem și după aia următoarele o să vină de la sine, pentru că în zona Moldovei, în Iași, e o mare problemă și Vaslui și Botoșani. Sunt, neapărat trebuie să facem ceva pentru educație. Neapărat să facem, nu să vorbim despre lucrul ăsta, trebuie să facem. Acești copii să aibă o șansă.